Continuăm astăzi abordarea subiectului de tip 1 cu încercarea de a găsi răspunsuri la cerințele prevăzute în programa de bacalaureat pentru textul poetic al lui Lucian Blaga, Ecce Homo. Am găsit sinonime pentru sensul din text al cuvintelor nestabilită și acutreiera. Am văzut și rolul ghilimelelor. Exercițiul 3. Lidia. Alcătuiește doi anunțuri prin care se ilustrează polisemia cuvântului colț. El s-a lovit de colțul mesei și băiatul în momentul în care s-a enervat și a scos colții. Da. Da. Și-a arătat colții. Mai departe. 4. Suzana. Bine. Și din al doilea vers, dulcea sete, realitate. Sigur. Avem în vedere strict cerințele. Menționează două figuri de stil. Asta înseamnă le identificăm, le arătăm ce figură de stil este prezentă acolo și exemplificăm. Mai departe. Da. Transcrie două mănci lexico-gramaticali prin care se evidențează eul liric în textul dat. Persoana întâi la pronume și verbe. Mi, din am plăpădit, vârtejul meu, mi-am plămădit, da. Bun. Putem să dăm structura întreagă, mi-am plămădit, dar în cazul acesta subliniem ceea ce considerăm că este marca prezenței eului liric și putem chiar să menționăm persoana întâi a pronumelui sau a verbului. Mai departe, poftim. Precizează două particularități prozodice ale textului. Utilizarea versului alb și folosirea tehnicii îngambamentului. Folosirea tehnicii îngambamentului, bine. Exercițiul 7, Ramona. Explică sensurile opoziției între rai și iad din ultimele două versuri ale poeziei. Cele două cuvinte antitetice devin în versurile poeziei complementare. Da. Demonstrează că dincolo de moarte există două universuri în care omul poate în continuare să trăiască. Arată că în orice rău există și un bine. Și felul în care se completează cele două elemente. Bine, bine. Sigur, e cam mult spus, demonstrează că există două universuri, este o demonstrație. Da, două orizonturi antitetice, ai spus complementare. Bine, putem auzi o altă explicație? Sau altfel formulat? Romulus? Poziția dintre aparența opoziției dintre aparența opoziției dintre rai și iad demonstrează caracterul unitar al concepției despre viața de apoi. Mai degrabă o viziune unificatoare, da, unificatoare care anulează, nu? Contrariile, da? Pentru că tu ai spus că este o aparentă opoziție, termenii sunt într-adevăr contrastanți, antitetici, numai că la Blaga întâlnim această anulare a antinomiilor. Starea existențială dictând nivelul percepției, nu? Starea interioară. Exercițiul 8. Comentează în 6-10 rânduri rolul interogațiilor retorice prezente în text. Măcar să marcăm, ne uităm un pic peste text. Da, Iulia. Interogațiile retorice dau glas frământărilor poetului generate de dorința acestuia de a cunoaște adevărul. Da. Dau un caracter meditativ poeziei. Bine. Prin... Da?
caracter meditativ, reflexiv, sigur, este o marcă a lirismului reflexiv, marchează acest exercițiu de autocunoaștere și putem merge mai departe prin stabilirea unei legături pe care de altfel am făcut-o cu filozofia lui Blaga, trimit spre acel tip de cunoaștere prin intelect, logică, rațională, nu numită de Blaga, cunoaștere paradisiacă, un tip de abordare a misterelor lumii. Și exercițiul 9. Noi am discutat titlul, o opinie argumentată despre relația dintre titlu și textul poeziei. Oana? Titlul, ce omul, reprezintă vorbele atribuite lui Latin Font, îndreptate către personajul biblic, Iisus. Cu referire la Iisus. Da. În momentul judecății. Și se, mă rog, putem observa o corelație între omul biblic și omul Blaga prin descoperirea unor trăsături comune. Între care fundamentală este iubirea de viață. Da. Da? Bun, noi am dezvoltat mai mult această relație, o putem face sigur la examen, pentru că am stabilit câteva lucruri privitoare la explicarea titlului. Vreau să abordăm un text de o altă factură, reflectând un alt tip de viziune, un text revelator de asemenea pentru lirismul Blagian, poemul Către cititori, care deschide volumul În Marea Trecere. Să-l citim, poftim, Iulia. Dincolo soarele și grădina cu stupi, voi treceți pe drum, voi uitați printre gratii de poartă și așteptați să vorbesc. De unde să încep? Credeți-mă, credeți-mă, deci despre orice ce poți să vorbești cât vrei, despre soartă și despre șarpele binelui, despre arhanghelii cariară cu plugul, grădinile omului, despre cerul spre care creștem, despre ură și cădere, tristețe și răstigniri și înainte de toate despre marea trecere. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au putut. Amare foarte sunt toate cuvintele, de aceea lăsați-mă să umblu mult printre voi, să vă ies în cale cu ochii închiși. Lucian Blaga, către cititori. Spuneam că este o poezie care deschide un, care deschide volumul În Marea Trecere și am stabilit deja fixând câteva trăsături definitorii pentru lirismul blagian și pentru caracteristicile universului liric, că vorbim de o oarecare schimbare de ton, stil, viziune, abordare, înțelegere a lumii în această etapă. Care ar fi tema acestei poezii? În relație cu titlul, pentru că aici titlul spune multe. Către cititori. Este vorba de tema creației. Așa. Tema creației. Cum ne sună titlul? Ca o epistolă. Așa, așa. Epistola lui Pavel către Corinteni. Și asta, da, pur și simplu ca o introducere. Așa, ca o dedicație așezată la începutul unei cărți. Ca o prefață, nu? Ca o dedicație. Ca o, semnalând intenția unei puneri în temă.
Poetul, deducem din titlu, se va adresa direct cititorilor săi și pentru că poezia este în debutul unui volum, da? Informează cu privire la un program sau cu privire la o anumită viziune asupra lumii, așa cum este ea prezentă, așa cum este ea, cum se găsește ea în această perioadă sau în această etapă a creației. Bun. O dedicație. Se adresează direct cititorilor, iar tema este creația. În legătură cu structura și compoziția, ce ar fi de remarcat? Aici e casa mea, dincolo soarele și grădina cu stup. Voi treceți pe drum, vă uitați printre gratii, așteptați să vorbesc, de unde să încep. Putem delimita la nivel compozițional o primă secvență poetică, da? Care ce rost are? Fixează? Cadrul. Cum? Cadrul. Cadrul. Și fixează niște repere ale realității. Jalonează un mediu, da? Aici e casa mea, dincolo soarele grădina, voi treceți pe drum, da? Fixează un cadru. Cea de-a doua secvență, despre oșii ce poți să vorbești cât vrei. Despre soartă, despre șarpele binele, despre arhanghelii care ară cu plugul grădinile omului, despre cerul spre care creștem, despre ură și cădere. Observăm o amplă enumerare despre tristețe și răstigniri și, înainte de toate, despre marea trecere. O amplă enumerare, da? Conținând elementele care pot fi transmise cititorilor care așteaptă să li se vorbească, nu? Deci elementele prin care se poate stabili o relație cu cititorul. Sunt, de fapt, toate acestea posibile teme ale universului liric. Da? Se fixează niște teme și niște motive, niște direcții spre care se îndreaptă în această etapă gândirea blagiană. Și în final, observăm că este o altă secvență delimitată clar prin conjuncția adversativă, dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au putut. Amare, foarte sunt toate cuvintele. De aceea lăsați-mă să umblu mult printre voi să vă ies în cale cu ochii închiși. Ce observăm în final? Această secvență ultimă reliefează, de fapt, imposibilitatea comunicării sau insatisfacția, da, pe care o produce comunicarea prin limbaj și chiar prin limbajul poetic, chiar la acest nivel al poeziei. Da? Bun. La nivelul structurii, care ar fi planurile care generează discursul liric și care ar fi relația dintre ele. Romulus? Către cititori. Deci, un plan al poetului, nu? Și un plan, sigur, al destinatarului, al cititorilor, al cititorilor. Da? Care este relația dintre cele două planuri? În mod normal ar trebui să fie una de corespondență, comunicare, da? Numai că această comunicare este imposibilă. Declară poetul, este imposibilă. Bun. Să urmărim secvențele și să vedem mijloacele artistice prin care ideile acestea sunt puse în evidență. Aici e casa mea, dincolo soarele și grădina cu stupi, voi treceți pe drum, vă uitați printre gratii de poartă și așteptați să vorbesc. De unde să încep?
atrage atenția, iată, această tehnică a ingambamentului aici și, la nivel formal, expresia concisă și eliptică, da? Aici e casa mea, o propoziție scurtă, dincolo soarele și grădina cu stupi. Sintaxă eliptică. Eliptică, sigur. Spuneam că se fixează câteva repere. Unde se situează acum poetul, dacă ar fi să comparăm acest areal cu cel din volumele trecute, pașii, Poemele Luminii și Pașii Profetului? Etapa a doua a creației. Sigur. Dar spațial vorbind, unde se situează? Aici e casa mea. Spațiul se restrânge. Spațiul se restrânge, sigur. Nu ne mai aflăm în orizontul acela nelimitat. Nu mai există acea perspectivă sofianică. Nu mai avem viziuni macrocosmice. Mediul este socializat. Casa. Restrâns, nu? Limitat. Casa. Universul e socializat. Ne aflăm printre oameni, dincolo soarele și grădina cu stupi, dincolo, prin urmare și aceste elemente sunt oarecum străine, nu? Voi treceți pe drum, vă uitați printre gratii departe. Ce putem spune despre relația aceasta poet-cititor? Există o distanță. Există o distanță. Voi treceți pe drum. Lumea este în trecere. Trecerea aceasta este un semn al... Principalul, unul dintre principalele motive ale textului este cel al alienării. Da, da. Semnul este al efemerității, al perisabilității, al opririi, nu? Din drum. O oprire fulgurantă, treceți pe drum, vă uitați printre gratii de poartă, nu este un contact stabil, nu este permanent, nu? Și este, iată, relația nu este de apropiere, pentru că între poet și cititor se află un obstacol. Gratiile de poartă. Gratiile de poartă. Simbol al recluziunii, al faptului că trăirea interioară nu mai poate fi comunicată în întregul ei, ci fragmentar, parțial, sporadic, periodic, în momentele acelor opriri, da? Bun, deci lipsește acest impuls al destăinuirii. Și este clar că nu mai avem de-a face cu exuberanța din primul volum, cu starea aceea de exaltare, de fericire, cu nevoia de a comunica binele interior. În cea de-a doua secvență, sau cea de-a doua secvență, spuneam și observăm acest lucru, că se constituie pe baza unei ample enumerări, da? Începe să devină o confesiune, sigur, poemul, enumerând, spuneam, temele pe care le vom întâlni. Programatic, enumerând programatic temele pe care le vom întâlni în volumele următoare, în Marea Trecere, Laude Somn, La Cumpăna Apelor, da? Despre o și ce poți să vorbești cât vrei. Această mențiune, care stilistic este și săracă, ce presupune? Că poezia ar putea deveni un fel de vorbărie, da? Deci lipsește acea credință în puterea cuvântului poetic de a transmite adevăruri. Se minimalizează importanța poeziei. Și sunt enumerate temele. Soartă, șarpele binelui, da?
șarpele case, știm că în această volume există și un întreg univers al mitologic autohton sau de inspirație autohtonă, arhanghelii care ară cu plugul grădinile omului, toată structura așa cum este ne îndreaptă chiar spre o poezie din Laudă somnului. Ne gândim la unde întâlnim, unde am întâlnit îngeri zgribuliți, serafin cu părul nins, arhangheli care ară cu plugul de lemn. Paradis în destrămare. Sigur că da. Deci iată, trimiterile sunt chiar spre texte poetice. Paradis în destrămare. Lumea este un paradis în destrămare populat de îngeri căzuți. Nimeni alții decât oamenii trăind într-un univers desacralizat în care existența înseamnă efort, da? Mai mult decât atât, nivelurile existenței se inversează, perspectiva se răstoarnă, arhanghelii sunt robi, ară cu plugul grădinile omului, da? Deci este o lume golită de sacru, pustie, săracă. Știm din Paradis în destrămare prin moartea miturilor. Despre cerul spre care creștem, despre ură și cădere, tristețe și răstigniri. Nu știu, mie numerația asta îmi relevă faptul că eul se plasează, deci plasează identitatea în postura unui oracol obosit, trist, cu ochii închiși. Asta e perspectiva expresionistă, sigur că da. Se de altfel pe sine ca un element stabil, stagnant, care ia parte la perisabilitatea și la... Lucid. Lucid. Este perspectiva expresionistă, sigur. Și tonalitatea oraculară e prezentă. Ne trimit aceste elemente care compun acum universul poetic spre toate figurile căderii, da? Alunecării din paradis prezente. Acum ne gândim la chiar la titlurile poeziilor, fum căzut, cap a plecat, am înțeles păcatul ce apasă peste casa mea, da? Pentru că suntem într-o etapă așezată sub semnul tristeții metafizice, da? Și al marii treceri. Și înainte de toate, despre marea trecere. Ne gândim și la motoul care deschide volumul în marea trecere și care indică deja un fel de disperare în raport cu curgerea aceasta universală pe care omul sau în fața căreia omul este neputincios. Bun, deci figura de bază aici este pur și simplu enumerarea. În ultima secvență, dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au putut. Amare foarte sunt toate cuvintele. Ce ar fi de spus în legătură cu această viziune? Da, cred că putem observa în acele trei versuri o sentință exprimată de către eul prezent. Foarte bine ai spus sentință. Având caracteristicile, mă rog, reliefate în întreaga etapă, în întreaga etapă a creației reprezentată de volumele în Marea Trecere, adică nu neapărat o împăcare, o tristețe metafizică. Da, așa, și bine ai spus sentință, pentru că tonul este într-adevăr gnomic. Eu trecut, reprezentat poate în prezent de alte și altfel de identități care prezintă aceleași caracteristici. Dat, mă rog, sentință dată eului anterior. Cred că este vorba despre condiția oamenilor care
ajung în lumea ideilor și încercând să vorbesc de mitul lui Platon, de mitul peșterii, și care încercând să explice ceea ce a văzut acolo, nefiind înțeleși, sunt sortiți unei tristeți metafizice. Bine. Cuvântul definit ca lacrimă, dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit așa de mult să plângă și n-au putut. Prin urmare, așa. Ființa umană întâlnește acum un obstacol în manifestare. Nu mai există libertatea aceea interioară care suprinește exprimarea prin limbaj. Râsul și jocul pe care le-am văzut în Ecce Homo. Cuvintele, iată, neavând relație cu logosul sacru, reprezintă un nivel de comunicare inferior, sunt emanarea neputinței găsirii unei căi de contact direct, da, cu lumea. Amare, foarte, sunt toate cuvintele. Și observăm aici inversiunea în topica versului, cu accentuând, subliniind epitetul, da, care presupune senzația aceasta de cădere, tristețe, amărăciune, în absența unei comunicări reale. Dorința poetului, care este? Lăsați-mă să umblu mut printre voi, să vă ies în cale cu ochii închiși. Care e viziunea sa asupra poetului, asupra creatorului? Mă rog, știm că în opera plagială există un adevărat motiv al muțeniei, dat fiind bun. Copilăria. Dar ne-am putea gândi chiar la model în zeul Pan din Pașii Profetului, care este mut și orb, da? Așadar, ipostaza zeificată este în absența limbajului. Omul zeu, omul zeificat, omul care trăiește plenar. Și asta nu relevă o melancolie față sigur de filozofia, da, primei etape. Categoric. Categoric este o pierdere. Se reliefează o pierdere, o neputință, nu? Și o dorință în același timp. Tonul este nostalgic și exprimă și aspirație, dorință. Putem observa un tipar al creatorului infirm. Căci este cunoscut faptul că multe privințe, creația se naște din lipsă, din nevoie, din infirmitate, dintr-un handicap. Da. Așa este. Bun. Prozodia ce ne comunică? Dana? Păi, acea indecizie a eului liric, pentru că el este mai aproape de adevăr decât cititorii. Și indecizia aceasta la nivel prozodic este semnalată? Este semnalată prin aceeași măsură variabilă, nu? Prin, spuneam de la început, enunțurile scurte, da? Uneori cu valențe gnomice, da? Sau prin tehnica ingambamentului. Versul al, care sună oarecum prozaic. Bun. Haideți să vedem și cerințele pentru examenul de bacalaureat. Melissa? Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soartă și crește. Soartă, hazard. Și a crește. Da. Soartă, hazard, destin și a crește, anunța. Destin. Așa. Și a crește, anunța. Bun. Bun. Exercițiul 2. Suzana?
precizează rolul livrelor din al patrulea vers al poeziei. Repetiție, separă termenul unei repetiții, da. Bun. Subliniază adresarea directă, da. Alcătuiește un enunț în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. Copilul este la început de drum. Bine. Exercițiul 4, Elena. Menționează două teme sau motive literare prezente în poezie. Teme, creația și trecerea. Trecerea. Bun. Iulia? Exemplificați două mărci lexicogramaticale prin care se evidențiază prezența eului liric în textul dat. Pronumele mea și verbul... Adjectivă pronominală. Adjectivă pronominală. Da? Mea și verbul încep. Vorbesc. Sigur, sigur. Bun. Prezintă două particularități prozodice ale acestei poezii. Utilizarea versului alb și folosirea tehnicii în grampamentul. Bine. Exercițiul 7. Ramona. Interpretează în 60 rânduri o semnificație amplă enumerați din versurile 6-11 ale poeziei. Sunt folosite numeroase figuri de stil, cum ar fi enumerațiile, metaforele și prin intermediul acestora sunt prezentate teme și motive din în creație artistică, o lume... Sigur, toate aceste versuri alcătuiesc o enumerație, da? Care aduce în atenție, spuneai? Prezența... Sau care înfățișează, care prezintă, care dezvăluie, da? Creație artistică și dezvăluie o lume permisivă, deschisă, prea permisivă și deschisă, spune poetul, că despre ori și ce poți să vorbești cât vrei. Da. Da. În sensul că nu există limită la nivel cantitativ, dar calitatea este afectată. Așa. Este prezentată ideea destinului implacabil, căruia nimeni nu îi se poate sustrage. Și este alăturat în același timp temei biblice. Motivul arhanghelilor este accentuat în versurile acestea. Bun. În esență, reținem acest lucru, că această enumerare fixează programatic prin sau dând poeziei caracterul unei arte poetice, jaloanele, reperele universului poetic, așa cum este el conturat în cea de-a doua etapă a creației, prin prezentarea temelor fundamentale care îl generează. Și exercițiul 8, Iulia? Exprimă-ți o opinie argumentată despre rolul alternanței formelor verbale și pronominale în construcția discursului liric. Alternanța formelor verbale și pronominale accentuează distanța dintre cele două planuri, cel al poetului și cel al cititorului. Bun. Despre ce forme verbale și pronominale vorbim? Păi, forme de la persoana întâi, mea, și de cealaltă parte, voi. Voi. Da. Verbul, treceți pe de-o parte, pe cealaltă parte, vorbesc, încep. Inițial predomină verbele la prezent, după care există verbe puse la modul conjunctiv. Verbele la prezent, apoi conjunctiv prezent.
care indică ideea de potențialitate, oarecare labilitate, virtualitate, ar putea limbajul constitui o punte de comunicare, ar putea asigura legătura cu lumea. Bun. Și exercițiul 9, semnificația titlului, am discutat-o. Da? Formula aceasta către cititor îndreaptă spre titlul unei prefețe sau spre o dedicație, fixând de la început, iată, caracterul de artă poetică al textului. Foarte repede vreau să mai vedem un text și ne ocupăm doar de cerințele. Prevăzute pentru examenul de bacalaureat. Da, Iulia? O lume, lume, aș vrea să te cuprind întreagă în piept, dogorător, să te topesc în sângele meu cald cu tot ce ai, cu munții tăi, cu râsul tău, cu picurii de rouă, cu multele nenumăratele fecioare care îi pășesc, cu tremurate în clipa asta de un dor, pe minatul tău pământ, cu cerul tău, cu tot ce plânge în tine, aș vrea să le topesc în trupul meu și strop cu strop din inimă, ca dintr-o cupă să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat și suruzând să pierd, gustându-te odată din belșug, amețitoare și largă mare de minuni. O lume, Lucian Blaga lume. Noi dăm un pic peste text, adâncim un pic lectura. Da, Denisa. Transcrie două cuvinte care aparțin câmpului semantic al naturii. Munții, pământul, roba. Da? Picurii de rouă. Cer, strop. Da. Bun. Mai departe. Elena? Motivează folosirea virgulelor din primul vers. Virgulele din primul vers marchează o repetiție. Separă termenii unei repetiții, da? Sau separă o interjecție, da, care presupune un grad înalt de afectivizare a expresiei de restul enunțului. Mai departe, Lidia? Păcăsuiește un enunț în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ. A celat din toată inima. Bine. Altul, cu inima. Dara? Și-a luat inima în dinți. Patru. Romulus? Menționează două teme motive literare prezente în poezie. Tema natura, motivul natura sau relație? Relația omului cu natura. Lumea, da. Motiv, motive? Al dorului. Așa. Al cerului. Da. Bine. Al lumii, chiar. Mai departe, Iulia? Precizează două particularități prozodice ale textului. Vizai versul alb și folosirea tehnicii în campamentul. A, aceleași trăsături le recunoaștem și aici. Exercițiul 6. Suzana? Comentează valențele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv de textul dat. Aș vrea să te cuprind, întreabă, să te topesc în sângele meu cald.
Surprind o acțiune dorită cu ardoare, da, dar în același timp neîndeplinită. Bun. Potențială, posibilă. Da? Sigur. În asociere cu condiționalul optativ, împrumută acest sens al dorinței, da? Ardente. Bine. Exercițiul 7. Oana? Explică rolul adjectivului pronominal de întărire însumi din versul să-mi dau apoi eu însumi sângele bogat. Conturează ideea poetică și o accentuează, dar nu știm care este ideea poetică. Eul liric este tot acela din prima etapă, deschis către lume, având o stare exaltantă. Exaltată. Exaltată. Așa. Și se plasează pe sine în centrul acestui univers care gravitează ca un mecanism în jurul concepției sale fericite, mă rog, optimiste. Mă rog, se întărește ideea de sine adânc care stă la baza acestui mecanism de care vorbeam, care pornește și sporește și păstrează și ciclicitatea. Da, și un circuit al fluxului vital, nu? Poetul impregnează ritmurile sale lumii și se alimentează din ele, da? Vegetează în ritmul vegetal. 8. Semnificația ambele enumerații din text, nu, care este de fapt tot textul, din evidențierea, și iată că am ajuns și la ce spuneai, relației cu ideea poetică. Gândim un pic asupra acestui acestei cerințe. După cum știm, mă rog, eu, lirica, sunt vorbim de poet, dar poetul iubește și flori și ochi și buze și cuvinte și îmbrățișează și topește în sângele său cald lumea cu tot ce are, cu munții ei, cu râsul său, cu picurii de rom. Ideea fundamentală este legată așa de consonanța, nu? Trăirea aceea paradisiacă, acordul dintre eu și lume și mai mult decât atât, nevoia de a-și apropria, da? Dizolvarea ființei tot în armonia naturii. Da, dar și invers, dizolvarea lumii în ființa sa, nu? Dorința de a-și apropria toate bunurile, toată frumusețea acestei lumi. Vedem în poemele Luminii, în general, această nemulțumire referitoare la precaritatea condiției materiale a omului, care și-ar dori o statură monumentală. Dați-mi un trup, voi munților, nu? În poemele în Pașii Profetului, dați-mi un trup, voi munților, mărilor. Dați-mi alt trup, să-mi descarc nebunia în plin.
Sigur, această exuberanță pe care a văzut-o în Ecce Homo, care există în vreau să joc. Nu, vreau să joc cum niciodată n-am jucat, să nu se simtă Dumnezeu în mine un rob în temniță, în cătușa. Vorbește și despre, spuneam, fragilitatea, precaritatea ființei materiale, care și este insuficientă. E insuficientă pentru monumentalitatea, bogăția, multitudinea trăirilor. Care este condiția spre care aspiră poetul dacă vrea să cuprindă în sine existența? Toate elementele spațiului natural emană vitalismul necesar ființei umane pentru a ajunge la absolut. Păi să spui, sigur că da. Condiția demiurgică. Absolutizarea. Condiția demiurgică, zeificarea. Bun. Este la cerințele 8 și 9. Veți răspunde în scris pentru data viitoare. Vă mulțumesc.